Arbitrează partida Gabriel Badiu și Ioan Barbu din Cluj, comisarul Gheorghe Năsturel din Reșița. Odor Heiul, primul atac al acestei confruntări cu Kovacevic pe post de extremă stângă. Dragaș Inter stânga, pe post de pivot, îl remarcăm acolo, pe numărul 25, Uroș Vilovski. Care a fost până acum, să recunoaștem, în formă. Probabil că aici se va face diferența. Cristi Fenic pentru Cristo Milocevic. Aruncă acum fără niciun fel de șansă și Timișoara reduce din diferență 2-3. Cu posesie însă pentru Draga. În premieră la două goluri în plus. Pătrundere acum, aruncă în colțul lung și este golul lui Vuk Milošević. 6-4. Cristo Milošević este cel care a punctat. Două goluri pentru Cristo Milošević. Orbović pentru Fenic, Cristo Milošević. Trioul din centrul ofensivei Timișorene se schimbă pozițiile cu Fenic pe post de inter dreapta, Orbović pe post de conducător, Cristo Milošević pe inter stânga, aruncă și gol! Găsește calea spre gol, spre 10-6, Cristo Milošević. Este a treia reușită pentru Cristo Milošević, golgeterul al violeților în această confruntare. Scorul acesteia pe final de repriză va fi și o repriză secundă incendiară. Rămâneți pe TVR HD pentru a vedea cine va câștiga sau dacă cele două echipe își vor împărți frățește câte un punct. Acum Miloș Orbović pentru Cristo Milošević se înalță și trimite pe lângă Barna Buzogani. 13-11. Ca o gură de oxigen această reușită a lui Cristo Milošević pentru Cristian Fenic. Orbović reprimește Cristian Fenic pentru Cristo Milošević. Timișoara în continuare atacă cu calm. Cristo Milošević se înalță, Milošević și trimite în poarta bielorusului Zaldațenca. Cristo Milošević, omul numărul 1 pe faza ofensivă pentru Timișoara, cu 5 reușite, 15 pe tabelă, plus posesia. Cristi Fenic. În prima repriză, diferența s-a făcut atunci când Timișoara a beneficiat de om în plus, s-a dus la 4 puncte. Cristo Milošević, ce trasor prinde muntenegreanul și este 17-15. Reușita cu numărul 6 pentru Cristo Milošević în reluare acum. Fero Milošević în dauna unui titular de drept al lui Marco Lasița. Cristo Milošević! Cristo Milošević, a șaptea reușită în această confruntare. Îl egalează pe Baranau, sub principalii marcatori ai meciului, Baranau de la Odorhei, cu 5 aruncări. Este fiul lui, în rest, familia Milošević sau numele Milošević, extrem de întâlnit în spațiul ex-Iugoslav. Acum Cristian Fenic pentru tânărul Leonard Ștefan. Fenic, pătrundere acolo, Timișoara dezvoltă foarte bine această minge și reușește să înscrie încă o dată prin Cristo Milošević. Cristo Milošević este golul cu care se încheie această partidă, 32-25, scor final Politehnica Timișoara.